Teatru Național Radiofonic. Fonoteca de Aur. Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. În rolurile principale: Claire Zahanasian, Irina Răchițeanu-Șirianu, Alfred Il, Toma Caragiu, valetul Forieterle, primarul Ștefan Mihăilescu Brăila, profesorul Nicolae Lucian Botez, polițistul Ion Henter, preotul Ștefan Radov, orbi Vasile Nițulescu și Marin Moraru, regia artistică Dan Puican. Plăcere care ne-a mai rămas. Să ne uităm la trenuri. Acum 5 ani, trenuri expres dintre cele mai renumite opreau în gara noastră. Astăzi nu opresc aici la Gulen nici măcar personalele. Afară de cele două care vin de la Kaffingen și cel de 1 și 13 de la Kalbestad. Suntem ruinați. Fabrica Wagner înmormântată. Bogman falit, uzinele un loc sub soare, închise. Trăim din ajutorul de șomaj. Din ciorba gratuită. Trăim. Vegetăm. Crăpăm de foame. Tot orașul. Era și timpul să vină miliardara. Ci că a făcut o mulțime de donații. Are Bankler Zahanasian. Clari, cum îi se spunea când era tânără. Este până pe Armenian Whale, pe Western Railways, pe North Broadcasting Company și pe cartierul plăcerilor din Hong Kong. Personalul de Kaffinger. A coborât unul. E portărelul. Bine să pună sechestru la primărie. Dimineața, domnilor. Dimineața, domnilor. Uite-l și pe domnul primar. Ce cauți aici, domnule portărelul? Știi foarte bine, domnule primar. Am de îndeplinit o sarcină extrem de dificilă. Aș vrea să te văd pe dumneata, domnule primar, punând sechestru prin oraș întreg. În afară de o mașină de scris vechi, n-ai să găsești nimic la primărie, domnule portărel. Uiți de muzeu oraș. Vândut în America încă de acum 3 ani. Casele noastre de bani sunt goale. Păi, nimeni nu-și plătește impozitul. Trebuie cercetat. Ne găsim noi înșine în fața unei enigme economice. Găsesc eu pe ce să pun sechestru. Am ochi de vultur. Mă duc să văd ce e pe la caseria comunală. La revedere! Da? Mai bine să ne jefuiască acum decât după vizita miliardarii. Domnilor, miliardara, fosta noastră concetățeană, clar, veșera noastră, acum prea bogata doamnă Claire Zahanasian, e singura speranță a acestui oraș ruinat. Să ne pregătim pentru întâmpinare ei așa cum trebuie. Să-i câștigăm bunăvoința. Aici, pe peron, totul e în regulă, nu? Eu mi-am pregătit discursul. Am găsit unele amănunte. Știți, are înclinații spre binefaceri. Domnilor, asta trebuie să o menționez numai decât. Distinsul nostru oaspete sosește cu personalul de Kalberstadt la 1:13. Mai avem aproape 2 ore ca să ne gătim, domnule primar. Da, așa e, cum spune preotul nostru. Să fim, deci, la înălțime. Dumneata, profesore, ce ai pregătit?
O să cânte corul mixt grupa tineretului. O să bate clopotul de incendiu. Încă nu i-am anetat. Foarte bine, foarte bine s-a gândit preotul. Să bată și clopotul de incendiu. În piață o să cânte fanfara orașului, da. Iar membrii societății de gimnastică o să facă în cinstea miliardarii o piramidă. Așa. Apoi masa la Apostolul de Aur. Și acum, acum partea cea mai importantă. Alfred Il, ai fost prieten cu ea. Totul depinde de dumneata. Au fost prieteni și pe urmă s-au despărțit, domnule primar. Parcă am auzit eu unele lucruri despre asta. Ai ceva de mărturisit preotului dumitale, Alfred Il? Am fost cei mai buni prieteni, tineri și înfierbântați. La urma urmelor, acum 45 de ani eram Flăcău, domnilor. Parcă o văd cum îmi ieșea în întâmpinare cu lampa în bezna din șopronul lui Peter, sau cum alerga de sculță prin mușchi și frunziși în păduricea Conrad Zweiler, cu părul ei roșu fluturând în vânt, mlădioasă, plăpândă, cu mijlocul subțirel ca trestia. E, Claire are acum 63 de ani. Eu nu știu cum mai arată, dar a fost o adevărată vrăjitoare a dracului de frumoasă. Viața ne-a despărțit. Numai viața, așa cum se întâmplă de obicei. Știu, primarul are dreptate. Zahanasian ca să scoată milioanele. Dragul meu, Il, dumneata ești de multă vreme cea mai iubită personalitate din Gülen. La primăvară eu mă retrag. Am luat contact cu opoziția și am căzut de acord să te propunem să fii succesorul meu. Domnul Il, trăim un moment important. Doamna Zahanasian pășește pe pământul natal. Vine la ea acasă. Trebuie să ne gătim cu toții. Desigur. Eu să-mi pun costumul negru și jobenul. Soția lângă mine, iar în față cele două nepoțele. O, Doamne, numai de s-ar termina totul cu bine. Expres, oprește! Ești aici, la Gülen? Cel mai nenoroc și colțișor de pe traseu Veneția-Stockholm. Oprește, expresul! Aici e Gülen? Ați tras semnalul de alarmă, doamnă? Domnule conductor, eu trag întotdeauna semnalele de alarmă. Vă cer explicații, doamnă. Moby! Da, sunt aici, m-auzi. Moby, tu, cel de-al șaptelea soț al meu. Suntem la Gülen. Recunosc acum colțișorul ăsta jalnic. Acolo e pădurica Conrad Zweiler. La dreapta, acoperișul șopronului lui Peter. Clara. Zahanasianka. Și corul mixt încă nu e gata. Grupa tineretului. Societatea de gimnastică, pompieri. Haina, cilindrul, nepoatele. Clary Vesher. A venit Clary Vesher. A venit Clary. Nu uita de nevastă mea, de nepoțele. Doamnă, doamnă, nu mai am timp de așteptat. Aștept explicațiile, oficial, în numele direcției căilor ferate. Ești un nătărău. Poftim? Voiam să vizitez orașul. Ce era să fac? Să sar din tren? Doamnă, asta o să vă coste scump. Uite valetul meu, Bobby. O să-ți dea 1000. 1000? Și 3000 pentru fondul văduvelor feroghiarelor. Bobby! Bobby! Dă-i banii! Doamna, știți, nu există un asemenea fond. Atunci întemeiază-l dumneata. Domnule conductor, e doamna Claire Zahanasian. Doamne, e doamna Claire Zahanasian. Iertați-mă, iertați-mă, asta e cu totul altceva. Bineînțeles că am fi oprit la Gülen, stimată doamnă, poftiți banii înapoi. 4000, doamne, Dumnezeule. Oprește-ți fleacul ăsta. Hai, ia-ți trenul și pleacă de aici. Ceea ce și fac, stimată doamnă. Dar dacă doriți, expresul poate să aștepte până vizitați Gülenul. Direcția căilor ferate ar încuvința cu plăcere. Domnule primar, mi se pare că vrei să spui ceva. Hai, apropie-te. Preastimată doamnă, ca primar al orașului Gülen, am deosebită cinste. Bine, deosebită cinste. Bine, Thank you.
Clara. Alfred. Sfârșit. Pot să vorbesc. E frumos din partea ta că ai venit aici. Mereu m-am gândit la vizita asta. Toată viața, de când am plecat din Gülen. Drăguț, din partea ta. Și tu? Te-ai gândit la mine? Bineînțeles, mereu, știi doar. Da, minunate au fost zilele petrecute împreună. Minunate. Hai, Alfred, spune-mi așa cum îmi spuneai pe vremuri. Pisicuța mea sălbatică. Și mai cum, mai cum? Vrăjitorița mea. Tu erai pantera neagră. Mai sunt și astăzi. Așa, prostii, te-ai îngrășat. Ai încărunțit. Tu și tragi la măsea. Oh, dar tu ai rămas aceeași, vrăjitorița mea. Așa, am îmbătrânit și eu. M-am îngrășat și eu. Și pe deasupra mea am pierdut și piciorul stâng. Accident de automobil. Nu mai călătoresc decât cu trenul. Dar proteza, este excelentă, nu găsești? Pot să o mișc cum vreau eu. Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap. Pisicuța mea să-l Alfred, Alfred, dă-mi voie să ți-l prezint pe cel de-al șaptelea soț al meu. Proprietar de plantații de tutun. Avem o căsnicie fericită. Da, te rog. Moby? Hai, Moby, hai, înclină-te. Na, de fapt îl cheamă Pedro. Dar Moby, da, Moby sună mai frumos. Și se și potrivește mai bine cu Bobby, cum îl cheamă pe valetul meu. Ah, știi, valetul meu, Bobby, a împlinit 80 de ani. E insul acela cu ochelari negri. Da, pe el îl am de o viață. Așa că bărbații mei trebuie să țină seama de numele lui. Ah, dar ce văd, ce văd, se adună un cor. A, ce drăguț, da. Ce drăguț din partea gülenei. Doamnă, în calitatea mea de rector al gimnaziului din Gülen și îndrăgostit de nobila artă, muzica, fie-mi îngăduit să vă ofer un cântec simplu, popular, executat de corul mixt și de grupa tineretului. Ați cântat frumos, gülenez. Am onoarea să vă prezint. Sunt șeful de poliție Hauke. Stimată doamnă, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, nu vreau să arestez pe nimeni. Dar poate că gülenezii o să aibă nevoie de dumneata. M-ai închis din când în când câte un ochi? Da, doamnă, altfel unde am ajunge? Știți, aici la Gülen mai suntem... bine închide pe amândoi. Asta e Clara. Asta e vrăjitorița mea. Au venit și ele, doamne. Știți, nepoțelele mele, stimate doamne, sunt gemene. Hermina și Adolfina. Numai soția nu e aici. Te felicit pentru plos, domnule primar. Da, vi-l prezint și pe parohul nostru, stimată doamne. Bună ziua, doamnă. A, pastorul. Aduci mângâiere celor care sunt pe moarte? Cum? A, îmi dau o steneală. Și celor condamnați la moarte? La noi în țară, pedeapsa cu moarte a fost desființată, doamne. Poate că va fi introdusă din nou. Pisicuță sălbatică, dar ce glume trăznite faci. Acum vreau să mă duc în târg. Vă conduc, stimată doamnă. Ce-ți trece prin cap, domnule primar? Doar nu o să merg pe jos cale de-o poștă cu proteza mea. Numai decât medicul are automobil. Mercedes 1932. Se face, domnule primar, aduc mașina cu ordin oficial. Nu-i nevoie, domnule polițist. De când cu accidentul nu mă mai mișc decât în lichieră. Are cine să o poarte. Am doi gealați, doi monștri de statură herculeană. Mestecă gumă și duc lichiera. Robby, Toby, aici. Yes, ma'am. Îi vedeți? Doi gangsteri din Manhattan, condamnați la scaunul electric în Sing Sing. La intervenția mea au fost eliberați ca purtători de lichieră. M-a costat $1,000,000 intervenția asta. Robby, Toby, duceți-mă în oraș. Yes, ma'am. Dar mai întâi duceți-mă la șopronul lui Peter și în păduricea Conradsweiler. Vreau să mă plim cu Alfred
prin locurile unde ne-am iubit odinioară. Da. În timpul ăsta transportați bagajele și sicriul la hotel, la Apostolul de Aur. Sicriul? Da, am adus un sicriu, primarule. S-ar putea să am nevoie de el. Robi, Toby, hai, dați-i drumul. Yes, ia, faceți loc, că vreau. În sfârșit, clopotul de incendiu. Ce sicriu! Ce sicriu frumos! Lucește calmat! Nu vă împulziți! Nu vă împulziți, vă rog! Țineți ordine, gânăreș! Nu vă împulziți! Voi este a doi bătrâneilor! Că mărunții și grași mai sunteți. Uitați-vă voi cortegiul. Azi o zi mare pentru noi. Încotro mergeți. Ați luat o razna bătrâneilor. Suntem la Gulen. Simțim. După miros. După mirosul de Gulen. Dar cine sunteți dumneavoastră? Suntem ai doamnei bătrâne, a doamnei Claire Zahanasian. Așa. Dar ne spune Cobi și Lobi. Doamna Zahanasian locuiește la hotelul Apostolul de Aur. Suntem ori. Suntem ori. Ori? Atunci vă conduc eu până la hotel. Mulțumim, domnule polițist. Mulțumim frumos, domnule polițist. Păi dacă sunteți ori, de unde știți că sunt polițist? După felul cum vorbiți. Toți polițiștii vorbesc în același fel. Se vede că ați avut cam des de a face cu poliția. Cu toate că păreți bărbați serioși. Bărbați? Păi ia drept bărbați. Dar ce dracu sunteți? Hai să vezi, hai să vezi. Bine că sunteți cel puțin vesel. Hai, dați-mi mâna. Dați-mi mâna să vă conduc spre oraș. Uite, dragă il și pădurea tinereții noastre. Pe bolovanul ăsta ne-am sărutat. Sunt mai mult de 45 de ani de atunci. Eu aveam 17 ani și tu aproape 20. Pe urmă te-ai căsătorit cu Matilde Blumhardt, cu prăvălia ei de mărunțișuri. Iar eu cu bătrânul Zahanasian, cu miliardele lui din Armenia. M-a găsit într-un bordel din Hamburg. Părul meu roșu l-a atras pe bătrânul cărăbuș de aur. Dacă rămâneai aici, erai acum la fel de ruinată ca și mine, Claire. Acum eu am bani. Da, eu duc o viață ridicolă. Nici măcar n-am ieșit ca lumea din oraș. O călătorie la Berlin și una în Tessin. Asta e tot. În definitiv, la ce bun? Eu cunosc lumea. Pentru că ai putut să călătorești. Pentru că e a mea. Da. Acum o să se schimbe toate. Desigur, il. Ai să ne ajuți? Las eu în plata domnului orășelul tinereții mele. Da, da, avem nevoie de milioane. Pleacă. Pisicuță sălbatică. Știi doar cât te iubesc. Dă-mi mâna să-ți o sărut. Oh, Claire. Aceeași mână rece și albă. Te înșele, tot o proteză, Fildeș. Clara. Dar tu ești toată numai proteze. Aproape, m-am prăbușit cu avionul în Afganistan. Am fost singura care am ieșit de sub sfărămături. Furtuna de aplauze e pentru dumneavoastră, onorată și stimată doamnă. Pentru fanfara orașului, domnule primar. Cântă splendid. Și piramida societății de gimnastică a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă. Toată lumea din Gulen vă așteaptă, doamne. Dar ce masă ați pregătit, da. Chiar că mi s-a făcut o foame. Numai pe soțul dumneavoastră îl mai așteptăm și... Nu-l mai așteptați. Pescuiește. De altfel divorțez. Divorțați? Da, m-am marit cu un neamț, artist de cinema. Mă cunun în catedrala din Gulen.
Din tinerețe visam asta. Domnule primar, visurile tinereții trebuie împlinite. O să fie ceva măreț. Hai să ne așezăm la masă. Poftiți, mă rog, poftiți. Și voi, cetățenii Ghiule, nu-i luați loc, așezați-vă. Mulțumim, domnule primar. Mulțumim, domnule primar. Stimată doamnă, iubiții mei ghiulenezi, s-au împlinit 45 de ani de când ați plecat din orașul nostru. Multe s-au întâmplat de atunci, multe lucruri dureroase. Rău i-a mers lumii, rău ne-a mers și nouă. Cu toate acestea, pe dumneavoastră, stimată doamnă, Claria noastră, Bravo! Nu v-am uitat niciodată. Ne amintim și acum de fetița zburdalnică cu părul blond, roșcat vreau să zic, care se juca pe străzile noastre, astăzi din păcate desfundate. Încă de pe atunci simțeam cu toții vraja personalității dumneavoastră. Ați rămas neuitată. Activitatea dumneavoastră școlară mai e și astăzi dată ca exemplu de corpul profesoral. Ați fost o elevă uimitoare, mai ales la materiile cele mai importante, botanica și zoologia. Dragostea dumneavoastră de dreptate și inclinația dumneavoastră spre binefaceri a trezit încă de pe atunci admirația întregii obști. Claria noastră a procurat de mâncare unei văduve sărace și bătrâne, cumpărându-i cartofi din proprii ei bani de buzunar, scăpând-o astfel de moartea prin inaniție, ca să nu pomenim de câte una dintre faptele ei caritabile. Bravo! Stimată doamnă, iubiți ghiulenezi, fetița zburdalnică cu cârlionții roșii a devenit o doamnă care face să se reverse asupra lumii un torent de binefaceri. Gândiți-vă numai la operele sale sociale, maternitățile, ospătăriile gratuite, ajutoarele pentru artiști, creșele. Fie-mi deci îngăduit să-i urez celei care a găsit drumul spre locul ei natal să trăiască, să trăiască, să trăiască! Domnule primar, ghiulenez, bucuria dezinteresată stârnită în dumneavoastră de vizita mea mă înduioșează. De fapt, în copilărie am fost oarecum altfel decât m-a înfățișat domnul primar în cuvântarea sa. La școală mâncam bătaie, iar cartofii văduvei Bol i-am furat împreună cu Il. Nu ca să o scap de inaniție, ci pentru ca să ne întindem și noi odată, Il și cu mine, într-un pat. Da. Unde era mai comod decât în păduricea Conradsweiler sau în șopronul lui Peter. Totuși, ca să contribui și eu cu ceva la bucuria voastră, vă dăruiesc 1 miliard. 500 de milioane orașului și 500 de milioane locuitorilor. Un miliard, doamne. Cu o condiție. Vă dau 1 miliard să-mi cumpăr dreptatea. Ce vreți să spuneți, doamne? Ce ați auzit, domnule primar? Dar dreptatea nu se poate cumpăra, doamne. Totul se poate cumpăra. Eu tot nu pricep. Veți pricepe cu toții. Iată-l pe valetul meu. Vino încoace, Bobby. Nu știu dacă mă mai recunoaște cineva. El e
judecătorul Hofer. Exact, da. Judecătorul Hofer, da. Acum 45 de ani am fost judecător la Gülen, pe urma la curtea de apel din Kaffingen, până când doamna Zahanasian mi-a propus acum 25 de ani să intru în serviciile domniei sale ca valet. Am primit o carieră cam neobișnuită pentru un titrat, dar salariul oferit era atât de fantastic. La chestiune, Bobby. Da? După cum ați auzit, doamna Claire Zahanasian oferă 1 miliard și cere în schimb dreptate. Cu alte cuvinte, doamna Claire Zahanasian vă dăruiește 1 miliard cu condiția să ștergeți nedreptatea care i s-a făcut aici, la Gülen. Domnule Il, fiți amabil. Dar ce doriți? Poftiți încoace, domnule Il. Da, cu plăcere, da. Așa, mai lângă mine. Da, așa. Era în anul 1900. Eram judecător la Gülen și aveam de hotărât în privința unei cereri de stabilire a paternității. Claire Zahanasian, pe atunci Clara Becher, pretindea că dumneavoastră, domnule Il, sunteți tatăl copilului ei. Dumneavoastră ați contestat paternitatea, domnule Il. Ați adus 2 martori. E o poveste veche! Eram tânăr și fără minte. Toby și Robby, aduceți-i pe Connie și Lobby, pe dragii mei orbi. Suntem aici. Îi cunoașteți, domnule Il? Nu-i cunosc. Spuneți cum vă cheamă. Jacob Hünlein. Ludwig Spar. Domnule Il? N-am auzit niciodată de ei. Jacob Hünlein și Ludwig Spar. Îl cunoașteți pe domnul Il? Suntem orbi. După glas îl cunoașteți? După glas. În 1910 eu eram judecător, iar voi, Ludwig Spar și Jacob Hünlein, martor. Ce ați jurat atunci în fața justiției? Că ne-am culcat cu Clara. Asta ați jurat în fața mea, în fața justiției, în fața lui Dumnezeu. Era adevărat ce ați jurat? Am jurat fals. Pentru ce Ludwig Spar și Jacob Hünlein? Le-a cumpărat. Cu cât? Cu un litru de rachiu. Kobe și Lobby, povestiți ce-am făcut eu cu voi. Hai, povestiți. Doamna ne-a căutat. Așa este. Claire Zahanasian v-a căutat în toată lumea. Jacob Hünlein emigrase în Canada, iar Ludwig Spar în Australia. Dar v-a găsit. Și atunci ce-a făcut cu voi? Ne-a dat pe mâna lui Toby și Robby. Și ce-au făcut cu voi, Toby și Robby? Ne-au scopit și ne-au scos ochii. Asta e povestea. Un judecător, un pârât, 2 martori mincinoși, o sentință greșită dată în anul 1910. Nu-i așa, reclamantă? Așa este. S-a prescris totul. E o poveste veche și idiotă. Reclamantă, ce s-a întâmplat cu copilul? A trăit 1 an. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Am ajuns la bordel. De ce? Sentința justiției m-am pins într-acolo. Și acum vreți dreptate, Claire Zahanasian? Pot să-mi o permit. 1 miliard pentru Gülen dacă cineva îl omoară pe Alfred Il. Clara, nu poți cere așa ceva. Viața și-a urmat cursul, Il. Dar eu n-am uitat nimic. Acum suntem bătrâni amândoi. Tu un om sfârșit, eu ciopârțită de bisturiul chirurgilor.
și vreau să ne răfuim. Tu ți-ai ales viața ta și m-ai împins cu sila între mea. Adineaori, în păduricea tinereții noastre, plină de amintiri deșarte, voiai să oprești timpul în loc. L-am oprit și vreau dreptate. Dreptate în schimbul unui miliard! Doamne, doamnă Zahanasian, mai suntem în Europa. Încă nu suntem păgâni. În numele obștii, obștii din Gülen, resping oferta. În numele umanității, mai bine săraci decât cu mâinile mânjite de sânge. Domnule primar, eu aștept. Azi ai deschis prăvălia mai de dimineață, tată. N-am prea avut somn, fiule. N-am avut somn. Ia te uită, coroane. Da, în fiecare dimineață le aduc de la gara. Într-un sicriu gol pe care l-a adus la hotel, la Apostolul de Aur. Să știi că nu se lasă nimeni intimidat. Pot să care gealații, doamne, oricâte coroane ar vrea. Orașul e de partea mea. Eu am plecat, tată. Unde, fiule? Mă duc la gară, li s-a îmbolnăvit un muncitor. Poate că au nevoie de un locuitor. Munca de la gară, în plin soare, nu e o treabă pentru băiatul meu. Stai că merg și eu. Dar tu unde pleci, fata mea? La oficiu de plasare, tată. Poate că găsesc și eu un serviciu. Hai să plecăm, iubitul meu, frate. Hai. La revedere, tată. La revedere, tată. La revedere, copii. Bun copii. Cuminți copii. Bună dimineața, Hofbauer. Neața. Țigăr, domnule Il. Ca în fiecare dimineață. Da, da, nu din astea. Aș vrea verzi. Astea sunt mai scumpe. Da, trece-le în cont, domnule Il. Pentru că e vorba de tine, Hofbauer, și pentru că trebuie să fim solidari. Da, sigur. Ia uite, a ieșit și doamna Claire în balconul hotelului. Da, stă în balcon și fumează. Așteaptă. Da, da. A greșit socoteala. Sigur. Eu sunt un păcătos bătrân, Hofbauer, dar cine nu e? E adevărat că tânăr și nesăbuit am jucat o festă urâtă, dar când toți ghiulenezii, ca un singur om, în ciuda mizerii în care ne zbate, mi-au respins oferta acolo la Apostolul de Aur, am trăit cea mai frumoasă clipă din viața mea. Nu? Ia uite că în balcon a apărut și cel de-al optulea soț al Clarei. Păi, ieri s-a serbat logodna. O să fac o nuntă ca în povești cu al optulea. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Puneți-o cu lapte, domnule Il, dar nesmântenit. Da, imediat, imediat. Bună dimineața, domnule Il. Bună dimineața. Vă rog, 2 litri de lapte, domnule Il. Lapte nesmântenit. Și unt, domnule Il, 200 de grame. Și pâine albă. E, dar văd că vă cresc pretențiile. Pe cine ați omorât? E, vai, Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, dar am la clienți în dimineața asta. Domnule Il, trece, te rog, în cont. Da, și mie, tot în cont, domnule Il. De obicei, tot timpul nimeni și de câteva zile puhoi. Pentru că suntem alături de tine. Sigur, domnule. Alături de Il al nostru, neclintiți. Dă-mi un rachiu. Și mie un coniac, dar din cel mai bun. Costă 20 și 35. Nu poate nimeni să-și permită luxul ăsta. Trebuie să-ți mai îngădui din când în când. Sigur, câte ceva, da. Vreau tutun pentru pipă. Da, străin, trece în cont, da. Săptămâna asta fac o excepție. Dar la zi întâi, când iei ajutorul de șomaj, să-mi plătești. Dar asta-i. Ce? Ai pantofi noi, da. Pantofi noi, galben. Sunt pe datorie, domnule, pe datorie. Pe datorie? Și de la mine ați cumpărat pe datorie. Tutun mai bun, lapte mai bun, coniac. Dar cum se face că ați căpătat așa dintr-o dată credit la negustori? Și la tine avem credit. Dar cu ce vreți să plătiți?
Cu ce vreți să plătiți? Cu ce? Cu ce? Cu ce? De ce arunci cu marfa noi? Hai să plecăm! Auzi, dumneata, pe credit! Toți pe credit! Dar de unde atâta îndrăzneală? Norochil, cu ce ocazie pe la noi, pe la poliție? Domnule șef de poliție, eu... Văd că tremur. Te rog, ia locul. Ce dorești? Cer arestarea doamnei Claire Zahanasian. Ciudat, foarte ciudat. Arestează-o numai decât. Vrei să spui că ai o reclamație împotriva ei? Numai poliția poate hotărâ dacă trebuie să fie arestată sau nu. A comis un delict? A cerut locuitorilor orașului să mă omoare. Instigare la omor, deci. Da, da, tocmai. Numai că propunerea ei n-a fost făcută în serios, pentru că trebuie să recunoști și dumneata, prețul de 1 miliard e exagerat. Mă rog, și dacă totuși propunerea a fost făcută în serios, atunci cucoana e nebună și poliția nu o poate lua în serios. Ai înțeles? Și pe urmă, propunerea asta ei nu vrea nimeni să o aducă la îndeplinire. Dimpotrivă, manifestația de la Apostolul de Aur a fost extrem de grăitoare. Nu sunt chiar atât de sigur, domnule polițai. Nu ești chiar atât de sigur? Clienții mei cumpără lapte mai bun, pâine mai bună, țigări mai bune. Au pantofi noi. Păi și eu am pantofi noi, uite-i, tot pe credit. Și dumneata? Cu ce ai să-i plătești? Treaba mea. Orașul face datorii. Odată cu datoriile crește bunăstarea. Odată cu bunăstarea, necesitatea de a mă omorâ pe mine. Eu sunt prețul. Așa că dumneai n-ar decât să stea în balcon, să bea cafea, să fumeze și să aștepte. Atâta doar. Să aștepte. Aiurezi. Voi toți așteptați. Dumneata. Dumneata, pentru ce ai un dinte de aur în gură, domnule șef de poliție? Ce? Un dinte de aur nou, nou și strălucitor. Ai nebunit? N-am timp acum pentru halucinațiile dumitare, stimabile. Trebuie să plec. Miliardara asta trăznită a reclamat că i-a fugit cățelușa. Știi, Pantera Neagră. Trebuie să o hăituim. Pe mine mă hăituiți. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, domnule. Vreau să-ți vorbesc, domnule primar. Da, 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 ia loc, domnule. Ca de la om la om. Ca urmașul dumitare la primărie. Doar mi-ai promis asta. Dar ce faci cu revolverul ăsta? Și polițaiul a plecat cu o pușcă. Cățelușa doamnei Zahanasian a scăpat. Acum e în catedrală. Pantera Neagră, știi, Pantera? Trebuie să fim înarmați. Am convocat toți bărbații care au arme. Copiii au fost reținuți la școală. Cam exagerate măsuri. Dar ce ai pe inimă? Vorbește deschis. Fumez o țigare bună. Pegasus blondă. Pegasus? Da. Cam scumpă. Da, da, de calitate. Da, da, până acum fumai alte țigări, domnule primar. Rioslin, 5. Mai ieftine. Prea tari. Cravata nouă. Mă tați. Bineînțeles că ți-ai cumpărat și pantofi. Da, am cerut să mi-i trimite din Kalberstadt. E, și ce? Cum și ce? De asta am venit. Dar ce e cu dumneata? Ești palid. Bolnav? Mi-e frică. Frică? Bunăstarea crește. Asta e ceva nou de tot. Ar fi bine să fie așa. Cer protecția autorității. Și pentru ce? Dar știi dumneata, domnule primar. Bănuitor? Pentru capul meu s-a oferit 1 miliard. Adresează-te poliție. Am fost la poliție. Și te-a liniștit, nu? În gura șefului de poliție strălucește un dinte de aur, domnule primar. Uiți că te afli în Giulen, într-un oraș cu tradiție umanistă. Aici a dormit o noapte Goethe. Brahms a compus un quartet. Valorile astea, nu? Obligă, îndatorează. Bine, dar e vorba de... Nu, 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 mă îndurerează că n-ai încredere în obștea noastră. Nu m-am așteptat să văd trăsătura asta nihilistă la dumneata. În definitiv, nu? Trăim într-un stat constituțional. Atunci arestează-o pe doamna Zahanasian. E ciudat, foarte ciudat. Așa spune și șeful poliției. Ciudat, foarte ciudat. Să mă bată Dumnezeu, dar purtarea cu coanii nu-i chiar așa de neînțeles. În definitiv, nu? Ai corupt 2 tineri, obligându-i să jure fals. Și ai azvârlit o fată în ghearele mizeriei, domnule. Mizeria asta înseamnă pentru ea câteva miliarde, domnule primar. Știi ce? Hai să vorbim deschis. Dar chiar asta te și rog, domnule. Ca de la om, ca de la om, la om, ai spus mai adineauri. Da, da, da. N-ai dreptul moral să ceri arestarea cucoanei. Și nici primar n-ai să fie ales. Îmi pare rău că ți-o spun. Înțeleg.
E mai bine să trecem totul sub tăcere. Am rugat și pe cei de la ziarul Solul Poporului să nu publice nimic. Tăcerea asta e periculoasă pentru mine. Cum așa, dragă Il? Ar trebui să ne fie recunoscător că așterne mantia uitării peste afacerea asta urâtă. Dacă vorbesc, mai am o șansă de scăpare. Asta e culmea. Dar cine te amenință? Unul dintre voi. Uite, împotriva acestei calomnii protestez în mod solemn în numele orașului. Nimeni nu vrea să mă omoare, fiindcă fiecare speră că treaba asta are să o facă celălalt. Așa că cineva tot are să o facă într-o zi. Văd un plan pe perete. Noua clădire a primăriei. De pe acum speculați moartea mea. Dragă Il, dacă eu, ca om politic, n-aș avea dreptul să cred într-un viitor mai bun, fără să fiu nevoit să mă gândesc în același timp la o crimă, m-aș retrage, poți fi liniștit. M-ați și condamnat la moarte. Hai, Il, intră, intră în sacristie. Vreau să vă deranjez, părinte, dar... Intră, Il. E întuneric, dar e răcoare. Casa Domnului e deschisă pentru toți. Văd că și dumneata e o puștă. Pantera neagră a doamnei Zahanasian e în prin împrejurimilor. Ce roclotire? Dumneata? Mi-e teamă. Teamă? De cine? De oameni. Teamă că oamenii vor să te omoare? Mă răituiesc, părinte, ca pe fiară sălbatic. Il, nu de oameni trebuie să-ți fie teamă, ci de Dumnezeu. Nu de moartea trupului, ci de cea a sufletului. E în joc viața mea. Lumea e veselă, fetele se gătesc, băieții poartă cămăși colorate. Orașul se pregătește pentru sărbătoarea asasinării mele. Și eu mor de spaimă, părinte, mor de spaimă. Il, roagă-te, mergi pe calea pocăinții. Altceva nu stă în puterile noastre, Il. Auzi, auzi, părinte, cum bat clopotele. Cum bat clopotele. Fugi, Il, fugi. Părinte, suntem slabi, Il. Fie că suntem creștini, fie păgâni, fugi, Il. La gâlân bat clopotele trădării, Il. Oh, am pușcat pantera neagră, dar clopotele bat înainte, Il. Fugi, Il. Nu ne duce nispită rămânând aici, Il. Fugi, dar tu, Il, pleacă. Fugi la gară, așa, Il. Fugi la gară, Il. Fugi, ia un tren și pleacă din gâlân, Il. Fugi, Il. Vezi, Il, dragă, ce simpatizat ești. Sigur, El are dreptate, profesorul. Tot orașul te conduce. Tot orașul, Eu nu v-am rugat să veniți. Cred că ne dai voie să ne luăm rămas bun de la tine. Ca vechi prieteni. Trenul dumitale. Trenul dumitale. Trenul dumitale. Drum bun, Il. Drum bun. Drum bun. Drum bun. Și succes acolo unde pleci, în Australia. Succes. Hai, vei. E timpul. Urcă-te în tren. Urcă-te. De ce? De ce v-ați adunat toți aici? Urcă-te, Il, urcă-te, urcă-te, Il, în tren. Șeful care a dat gata plecarea. A dat plecarea, Il. Dar cum să mă urc? De ce vă strângeți în jurul meu? Dar nu ne strângem deloc în jurul dumitale. Faceți loc, faceți loc. Unul dintre voi nu o să mă lase să trec. Prostii, n-ai decât să te urci în tren. La o parte, la o parte, lăsați-mă să trec. Mișcați-vă, mișcați-vă. Nu știu ce vrei, depinde de dumneata ca să pleci. Urcă-te în tren. La o parte, la o parte, nu vezi, domnule primar, nimeni nu mișcă. Mica dumitale e de-a dreptul caragioasă. Dar ce v-ați strâns așa în jurul meu, de ce? Dar e nebunit, Il, ai nebunit. Urcă-te odată, urcă-te. Unul dintre voi nu o să mă lase să urc. Plecarea! Ai văzut? L-ai scăpat. Sunt pierdut.
Hanasian, medicul și profesorul vor să vă vorbească. Să intre. Poftiți, domnilor. Stimate doamnă, stimate doamnă. Arătați frumos în hainele astea noi. Oh, dar sunteți prăfuiți, domnilor. Vă rugăm să ne scuzați. E cam întuneric în șopronul ăsta al lui Peter. A trebuit să ne cățărăm pe deasupra unui birșe vechi. După cununia mea de astăzi, m-am retras în șopronul lui Peter, domnule profesor. În șopronul tinereții mele. Doamnă, nu vrem să vă răpim din timpul dumneavoastră prețios mai mult decât e necesar. Cu siguranță că noul soț vă așteaptă nerăbdător. Noul meu soț? Avocații mei au și introdus acțiunea de divorț. Dar muntașii, doamnă? Sunt obișnuită. Nu e cea mai scurtă dintre căsătoriile mele. Ce va duce la mine? Venim cu problema domnului Hill. A murit? Stimată doamnă, în definitiv suntem oameni cu principii înaintate. Și? Ce vreți? Din păcate, ghiulinejii și-au cumpărat multe lucruri. Cam multe. S-au îndatorat, domnule doctor? Peste măsură. În ciuda principiilor. Nu suntem decât oameni. Și acum trebuie să ne plătim datoriile. Știți ce aveți de făcut. Da, da. Doamnă Zakhanassian, să vorbim deschis. Puneți-vă în locul nostru. Suntem într-o situație tragică. Am răbdat în toți anii aceștia fără de sfârșit. Și cu noi tot orașul, pentru că aveam o speranță. Speranța că vechea măreție a ghiulenezilor are să renască odată și odată. Că bogățiile pe care pământul nostru natal le conține din belșug vor fi din nou scoase la iveală. Avem nevoie de credit, de încredere, de comenz. Și economia noastră, cultura noastră vor înflori. Ghiulenul are ceva de oferit. Uzinele, un loc sub soare. Fabrica Bockmann. Fabrica Wagner. Cumpărați-le. Puneți-le pe picioare și Ghiulenul înflorește. E de investit cu chibzuială și pe temeiul rentabilității 100 de milioane. Și nu de aruncat pe fereastră 1 miliard. Mai am încă 2. Nu ne lăsați să credem că am răbdat zadarnic o viață întreagă. Nu cerem de pomană. Propunem o afacere. Adevărat, adevărat. N-ar fi o afacere proastă, domnule profesor. Stimată doamnă, știam eu că n-o să ne lăsați să ne ducem de râpă. Numai că nu se poate face. Cum? Da. Nu pot să cumpăr uzinele un loc sub soare, pentru că sunt ale mele. Ale dumneavoastră? Și Bockmann? Și fabrica Wagner? Toate ale mele. Fabricile, câmpia Pickenried, șopronului Peter, tot orașul, stradă cu stradă, casă cu casă. Am cumpărat prin agenții mei toate vechiturile astea și am închis întreprinderile. Speranța voastră a fost o iluzie, răbdarea voastră absurdă, jertfa voastră o prostie și toată viața voastră irosită fără niciun folos. Groaznică. Era iarnă când am părăsit orașul ăsta. Eram într-o hăinuță subțire, cu codițe roșcate, gata să nasc. Ghiulenezii se uitau după mine râzând. Tremuram de frig în expresul de Hamburg, dar când șopronul lui Peter, șopronul ăsta în care suntem acum, a dispărut în spatele florilor de gheață, am hotărât să mă întorc odată și odată. Acum eu pun condiții. Eu dictez. Umanitatea, domnilor, a fost făcută pentru punga milionarilor. Cu puterea mea financiară pot să-mi ofer altă orânduire a lumii. Lumea m-a prefăcut într-o târfă. Eu o prefac într-un bordel. Cine nu poate să pună pe masă bani sunători, trebuie să dea altceva dacă vrea să ia parte la joc. În lumea noastră, cum se cade, e numai cine plătește. Și eu plătesc, plătesc orașul Ghiulen pentru un asasinat și situația voastră economică pentru un cadavru. Bună ziua, doamnă Hill! Bună ziua! Da, frumos ați mai aranjat prăvălie.
tejdea nouă, strălucitoare. Oh, mărfuri scumpe. O zugrăveală frumoasă. Da, merg afacerile. Da, unde e el? Nu l-am văzut de mult. Se plimbă prin cameră de câteva zile. Da, conștiință încărcată. De rău s-a mai purtat cu doamna Zahanasian. Da, sufăr și eu din cauza asta, să știu. Bună ziua, doamnă Il. Bună ziua, domnule profesor. Da, imediat. Poftim. Domnul Il nu e acasă? Ba da, e sus în cameră. Poftiți înăuntru, domnule profesor. Mulțumesc. Tremurați, domnule profesor? Beau prea mult în ultimul timp. E, încă unul nu o să vă strice. Mulțumesc. Poftim. Ați văzut? Tot orașul era în piața catedralei la cununia doamnei Zahanasian. Încă un pahar. Da, vă rog. Poftim. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Și-au venit toți din toate părțile. Artiste de cinema, ziariști. Au să vină și pe aici. Ăștia de scos pe toată lumea. Încă un pahar. Da, da. Mulțumesc. Ziariști? Ia. Să vină, am să le vorbesc. N-au ce căuta la noi, ziariști. Noi suntem oameni simpli. Bună seara, oameni buni. Bună seara. N-au ce căuta. Prima uite întrebare. Că au și venit. Prima întrebare, cum vă simțiți? Așa, în general, cum vă simțiți? Suntem firește bucuroși de vizita doamnei Zahanasian, domnule ziarist. Suntem mișcați. Da. Suntem mândri. Da. A doua întrebare e pentru doamna de la Teșghea, doamna Il. Da. Se zice, doamnă, că pe vremuri ați fost preferata doamnei Claire Zahanasian. Da, este adevărat? Cine zice asta? Cei doi bătrâni orbi și bondocei doamnei Zahanasian. Ce au spus bătrânii? Totul. Doamnă Il, încă un pahar. Da, imediat. Mulțumesc. Diulenez. Eu sunt bătrânul vostru, profesor. Am să spun adevărul chiar dacă ar fi să nu mai scăpăm niciodată de sărăcie. Ați îmbătat, domnule profesor, rușine să vă fie. Rușine? Ție să-ți fie rușine, femeie, pentru că ești gata să-ți trădezi bărbatul. Domnule și tu profesor. Și fica și fiul tău protestez în fața presii mondiale. La Gülen se pregătesc lucruri monstruoase. Hai că te-ai îmbătat. Afară că te-ai îmbătat. Domnul Il, las-mă pace. Ce se întâmplă aici? Le spun domnilor din presă adevărul. Vorbesc ca un arhanghel cu glas tunător, pentru că sunt un umanist, un prieten al vechilor greci, un admirator al lui Platon. Dă-și din gură. Dă-te jos de pe butoiul ăla. Dar omenia, unde este omenia, domnule Il? Stai jos. Să stăm jos. Omenia, să stai jos. Vă rog să ne scuzați, e beat. Nu, nimic, noi suntem fericiți ca ziariști, că totuși am dat de dumneavoastră. Da, avem nevoie de câteva instantanee, dacă vreți. Program, așa, o secundă. Da. Bine, încă, așa. Acum noi plecăm, vă lăsăm cu bine. La revedere! Il, dragă, rămâi tu în frânărie. Mă duc să pregătesc pentru o plimbare cu mașina băiatului. Merge și fata, sper că o să vii și tu cu noi. Am să vin, merg cu voi. O plimbare cu mașina o să fie o bună ocazie. Să mai văd locurile, orașul în care am trăit atâta amară de vreme. Bine, Il, te așteptăm. Vin acum. Am vrut să te ajut, Il, dar mi-au stupat gura și nici tu n-ai vrut. Il, ce oameni suntem. Miliardul ăsta scârbos arde în inimile noastre. Adună-ți puterile și luptă pentru viața dumitale. Nu mai lupt. Ce? Ți-ai pierdut mințile de frică? Mi-am dat seama că nu mai am niciun drept, domnule profesor. În definitiv, eu sunt de vină. Eu am făcut-o pe Clara ceea ce este și pe mine ceea ce sunt, împărlit de negustorași. Totul e opera mea. Eu, Nuci, Valetu, Sicriu, Miliardul. Nu mai pot să mă salvez nici pe mine și nici pe voi. Bună seara, Il. Nu te deranjezi. Nu stau mult. Poftim, domnule primar. Am adus o pușcă, Il. Mulțumesc. E încărcată? N-am nevoie. Știi, asta seară e întrunire la Apostolul de Aur, sala de teatru. Am să vin. Toți vin. Discutăm cazul dumitale. Înțelegi, suntem oarecum constrâns să o facem. Asta e și părerea mea. Cred că înțelegi, Il. Propunerea doamnei Zahanasian, prin care oferă un miliard celui care te va omorâ pentru a-i face dreptate, va fi respinsă. Poate.
Bineînțeles, nu? Se pot face și greșeli. Bineînțeles. În cazul ăsta, ai să te supui hotărârii, nu? Pentru care să fie de față și presa. Presa? Sigur că da, presa, radiodifuziunea, televiziunea, cinematografia. E o situație delicată, nu? Nu numai pentru dumneata, ci și pentru noi. Crede-mă, Cucoana s-a cununat în catedrala noastră, iar orașul nostru e orașul ei de baștină. Din pricina asta am ajuns atât de cunoscuți încât se pregătește până și un reportaj despre vechea noastră urânduire democratică. Vrei să comunici adunării propunerea Cucoanei? Nu, nu, nu direct. Numai cei inițiați o să priceapă despre ce e vorba. Adică despre viața mea, nu? Îmi pare bine că aud în sfârșit o amenințare directă. Nu, nu te ameninți. Dumneata ne ameninți pe noi. Așa că, dacă vorbești, noi suntem obligați să acționăm. Eu am să comunic presei că dumneata, ca vechi prieten al doamnei, ai mijlocit o donație de 1 miliard. Am să tac. Oricare ar fi hotărârea adunării, o accept. Mă bucur că te supui judecății obștii. N-ai pierdut cu totul simțul onoarei. Dar n-ar fi mai bine dacă judecata nici n-ar mai avea loc? Ce vrei să spui? Ai spus adineaori că n-ai nevoie de pușcă. Poate că acum ai totuși nevoie de ea, nu? Am fi putut să-i spunem Cucoanei că te-am judecat și ne-ar lua și așa banii. Domnule primar, am trecut prin chinurile iadului. Vedeam cum faceți datorii. Simțeam cu fiecare semn de bunăstare cum mi se apropie moartea. Dacă m-ați fi scutit de frica asta, de spaima asta îngrozitoare, ar fi fost cu totul altceva. Am fi putut vorbi altfel. Aș fi primit pușca. Aș fi primit-o de dragul vostru. Acum însă m-am călit. Mi-am biruit frica. Singur. A fost greu, foarte greu. Dar s-a făcut de întoarcere înapoi. Nu mai poate fi vorba. Trebuie să fiți judecătorii mei. Mă supun sentinței voastre, oricare ar fi ea. Pentru mine asta înseamnă dreptate. Ce înseamnă pentru voi, nu știu. Facă cerul să rezistați în fața propriei voastre sentințe. N-aveți decât să mă ucideți. N-am să plâng, n-am să protestez, n-am să mă apăr. Dar fapta voastră nu mi-o pot lua asupra. Robi și Tobi, opriți litiera aici. Așa. Cobor să vizitez pădurea. Ah, il. Am făcut o plimbare cu mașina feciorului meu. M-am oprit să mai văd odată pădurea. Îmi pare bine că te întâlnesc. Și eu am venit să-mi văd pădurea. Și pădurea Conrad Zweiler e a ta? Da. Îmi dai voie să stau lângă tine? Te rog. Să-mi aprind o țigară, Il. Miroase frumos. Vrei să-ți cânte Robi la chitară? Da. Balada în jungla africană, un batalion în mers. Cântecul tău preferat. L-am pus să-l înveți. Aici în pădure fumam des împreună. Ți-aduce aminte? Claire, ai avut? Vreau să-ți spun. Am avut un copil? Da. Băiat sau fată? Fată. E cum ai botezat? Genevieve. Frumos nume. Am văzut-o numai o singură dată, la naștere. Pe urmă mi-au luat-o cei de la asistența creștină. Ochii?
încă nu-i deschisese. Părul? Cred că negru. Unde a murit? La niște oameni. Le-am uitat numele. Și de ce a murit? De meningită. Ori poate de altceva. Ți-am povestit despre fetița noastră. Acum povestește-mi despre mine. Despre tine? Cum eram când aveam 17 ani? Când mă iubeai? Da. Odată a trebuit să te caut mult și bine în șopronul lui Peter. Te-am găsit în birjă. Erai numai în cămașă și țineai un pai în gură. Erai puternic și curajos. Te-ai bătut cu funcționarul ăla de la calea ferată care se ținea după mine. Aș vrea să cânte O patria mea scumpă. O știe și pe asta. Îți mulțumesc pentru coroane, pentru crizanteme și pentru trandafiri. Fac impresie bună pe sicriu, distins. S-au umplut cu flori două săli. A sosit în sfârșit momentul, Claire. Astă seară se întrunește obștea orașului. Am să fiu condamnat la moarte și cineva o să mă ucidă. Am să-ți duc la Capri trupul neînsuflețit. Am clădit în parcul palatului meu un mauzoleu înconjurat de chiparoși, cu vedere spre Mediterana. Mediterana o știu numai din poze. Albastră. O priveliște superbă. Te voi îngropa acolo. Un mort lângă un idol de piatră. Dragostea ta a murit de mult. Dragostea mea nu putea să moară, dar nici să trăiască. S-a prefăcut în ceva rău, ca și mine, ca și ciupercile, ca și rădăcinile oarbe din pădurea asta. S-a prefăcut în ceva rău sub povara miliardelor mele de aur, care și-au întins tentaculele către să-ți înșface viața. Pentru că viața ta e a mea. Pe veci te-am prins în sfârșit și ești pierdut. În scurtă vreme nu o să mai fii decât un bietibofnic mort, pierdut în amintirile mele. O fantomă blândă, închisă într-o cutie aproape sfărâmată. A terminat și cântecul. Robi și Toby, litiera. Adio, Alfred. Adio, Clara. Uite, domne, toți ghiulenezii s-au adunat. E o zi mare pentru noi. Au venit și din afară. Niciodată în sala teatrului nostru n-a fost îngrămădit atâta lume. Ia uite, uzderie de reporter, fotograf, ziarist, operator de film. Liniște, liniște, vă rog, puțină liniște. Tocmai se urcă pe scenă un reporter de la radio, începe să transmită. Doamnelor și domnilor, după reportaj de la casa de naștere și după convorbirea cu preotul, luăm parte acum la un alt eveniment din viața obștii. Am ajuns la punctul culminant al vizitei pe care doamna Claire Zahanasian o face în orășelul său natal, pe cât de primitor, pe atât de plăcut. Cei de drept, celebra femeie nu e de față, dar primarul va face numele ei o declarație importantă. Domnule primar, da. Îmi permite să apropii microfonul dumneavoastră, vă rog? Da. Vă rog, liniște, poftiți, aveți cuvânt. Domnule primar,
Urez bun venit obștii din Ghiulen. Deschid adunarea. Pe ordinea de zi, un singur punct. Am cinstea de a face cunoscut că doamna Zahanasian, fiica respectabilului nostru concetățean, arhitectul Gottfried Wäscher, intenționează să ne dăruiască un miliard. 500 de milioane orașului, 500 de milioane locuitorilor. Iubiți ascultători, o senzație uriașă, o donație care îi face într-o lovitură pe locuitorii orașului, oameni cu stare și care constituie în același timp una dintre cele mai mari experiențe sociale ale vremurilor noastre. Obștei cu drept cuvânt zăpăcită, tăcerea de moarte, emoții pe toate chipurile. Dau cuvântul profesorului. Iunenezi, trebuie să înțelegem că făcând această donație, doamna Claire Zahanasian urmărește un anumit lucru. Pentru miliardul ei vrea dreptate. Dreptate! Am tolerat o crimă! O eroare! Da, da, Gilenus. Acesta este, din păcate, jalnicul adevăr. Am tolerat nedreptatea. Nu e vorba de bani. Nu e vorba de bunăstare și de viață îndestulată. Nu e vorba de lux. Dacă vrem să înfăptuim dreptatea și numai dreptatea, ca și celelalte idealuri pentru care au trăit și au luptat moșii și strămoșii noștri, idealuri care constituie meritul și valoarea lumii noastre. În cazul că nu mai puteți îndura, că nu mai puteți trăi cu niciun preț într-o lume a nedreptății, numai în acest caz sunteți îndreptățiți să primiți miliardul doamnei Zahanasian și să îndepliniți condiția legată de această donație. Ghiulenezi, la asta vă rog să reflectați. Alfredil! Primar, ia din nou cuvântul. Alfredil, am să-ți spun o întrebare. Datorită dumitale ni s-a propus această donație. Ești conștient de acest lucru? Da, da. Nu, trebuie să vorbim mai tare ca să poată auzi și ascultătorii noștri. Vă rog mai tare, dacă... Da. Ai să respecti hotărârea noastră cu privire la acceptarea sau respingerea donației Zahanasian? Am să respect. Are cineva depus vreo întrebare lui Alfredil? Are cineva de făcut vreo observație? Părințele? Medicul comunal? Poliția? Opoziția? Atunci trecem la vot. Cine vrea cu gând curat să înfăptuiască dreptatea, să ridice mâna. În sală, liniște pioasă. Doar o singură mare de mâini ridicate ca o imensă conjurație pentru o lume mai bună, mai dreaptă. Numai Alfredil și-a de nimișcă. Donația doamnei Claire Zahanasian a fost acceptată în unanimitate. Și nu de dragul banilor, ci de dragul dreptății. Și dintr-o necesitate a conștiinței. Doamne! Domnii din presă, de la radio și de la cinematografie, sunt invitați la restaurant, la o gustare. Ar fi bine să iasă din sală prin scenă. Doamnelor, li se servește câte un ceai în grădină. Domnii să mai rămână. Il, stai. Vreți chiar astăzi, domnule polițai? Bineînțeles. Cred că cel mai bine ar fi să se facă la mine acasă. Se face aici. Închideți ușile. Să nu mai intre nimeni. Stingeți și lămpile, prin ferestre intră lumina lunii, e destul. Vă rog, așezați-vă pe două rânduri, față în față. Așa, da, așa e bine. Ați format un coridor perfect. Te rog, părinte. Da. Il, clipa cea grea a venit. O țigară.
Il, după cum spunea profetul Amos. Te rog, părinte, nu. Nu ți-e frică? Nu, cine știe ce. Scoală-te în picioare, Alfredil. Scoală-te, porcule. Domnule șef de poliție, stăpânește-te pentru Dumnezeu. Iertați-mă, domnule primar, mi-am ieșit din fire. Vino, Alfredil. Intră în coridorul format de noi toți. Hai, hai, dă-i drum! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, vă rog? Doctore, te rog, răspunde-i domnului ziarist. Ce este? Atac de cor. Doamna, să vină doamna Claire Zahanasian. Doamna, chemați-o pe doamna. Poftiți. Aduceți-l aici, Robi și Toby. Puneți targa lângă mine. E din nou așa cum era pe vremuri. Acoperă-l, Toby. Puneți-l în sicriu. Du-mă în camera mea, Robi. Să mi se facă bagajele. Plecăm la Capri. Domnule primar. Doamne. Poftim cecul. Ați ascultat Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Claire Zahanasian, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Alfred Il, Toma Caragiu; valetul, Fori Eterle, artist emerit; primarul orașului, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; profesorul, Nicolae Lucian Botez; polițistul, Ion Henter; preotul, Ștefan Radov; orbi, Vasile Nițulescu și Marin Moraru; portărelul, Victor Strengaru; medicul, Matei Gheorghiu; doamna Il, Ica Matache; fiul lui Il, Mihai Niculescu; fica lui Il, Ioana Casetti; Hofbauer, Gheorghe Oprina; cetățenii, Costel Constantin, Sorin Gheorghiu, Mitică Popescu, Elena Sereda; conductorul trenului, Cornel Elefterescu; Mobi, Vasile Florescu; Robi și Tobi, Răducu Ițcuș și Nicolae Crișu; radioreporterul, Mihai Fotino; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Dan Puican.